Salutări, prieteni! Excepțional, România bate Elveția și termină la 5 puncte în această grupă. Peste marea favorită este... Nu știu, îmi lipsesc cuvintele, pur și simplu. Este o seară excepțională din toate punctele de vedere și o performanță mare până la urma națiunii noastre, care, iată, dominată, ține minte, în Elveția 80 de minute, 85 de minute, categoric reușește în cele din urmă să smulgă 4 puncte din dubla cu marea favorită și să câștige și să fie în urna a doua. Și o să discutăm despre toate. Pandi, Meme, vă salut, mă bucur că suntem împreună. Hai, să ne bucurăm. Cred că e momentul. E momentul, da. Și victoria e frumoasă. La asta nu m-am gândit niciodată, în schimb. Că poți să iei 4 puncte cu Elveția. Da. Adică dacă la celelalte meciuri mă gândeam că e posibil să iei 4 puncte, aici niciodată. Dar vezi ce înseamnă trendul nostru pe final foarte bun, da? Bun spre foarte bun, și trendul lor prost spre foarte prost. Da. Și uite că ne-a dus în situația asta în care să câștigăm un meci. Au avut și ei ocazii destul de mari, dar au muncit mult pentru victoria asta. Mie mi-a plăcut până la urmă cum s-a jucat și felicitări. Locul ăsta este chiar o surpriză până la urmă, pentru că și la asta, nici la asta nu mă așteptam, da? Adică mă gândeam, cum se gândeau toți, că ne batem pentru locul 2 și acolo avem șanse. Dar la primul loc niciodată, și la 5 puncte de Elveția nu credea nimeni. Nu credeam nimeni. Meme. Spuneam înainte de meci că mai important decât rezultatul. Felicitări, iar l-ai nimerit. Ai zis că dă Pușca și meciul ăla, acum ai zis că dă Alibec. Am o aplicație. Te apropii de vârsta domnului Dragomir? Nu, păi unde? Că, am o aplicație. La care a început în sus să devină ora. Nu, am o aplicație și... Ai văzut șansele de gol al lui Alibec înainte de meci? Calculez și de-aia. Să dacă 98%, ai zis că e greu să greșești. 97,8. Cred că a fost la patra atingere a lui. Patru, dar bune. Spuneam că poate mai important decât rezultatul este să depășim ca evoluție Elveția. E bine, la ambele am bifat. Am jucat peste Elveția, o bună parte a meciului, mai ales în a doua parte a meciului, și am obținut și un rezultat nu doar pentru a ocupa locul întâi economicos, ci o victorie. Se repetă ceea ce s-a întâmplat când sâmbătă s-a jucat în Ungaria, nu? Da. Sâmbătă. Eram calificați cu un egal în Ungaria, am bătut. Luam locul întâi cu un egal astăzi, am bătut. Doar felicitări. Da. Și cred că este prima victorie de o bună perioadă de timp împotriva unei echipe cât de cât bine clasate. Adică noi de la serie. Da, de la Austria, pe care am bătut-o, țineți minte, 3-2 acolo cu Rădoi, acolo, cu Mirel. Da, noi de atunci nu mai câștigasem, nu mai reușisem să batem o adversară cu un oarecare pedigree, pentru că Elveția și totuși într-un meci cu miză. Da, pentru ambele. Da, pentru că Elveția a pierdut mult în meciul ăsta. Scuze, hai să-l ascultăm pe Ionuț Lupescu. A fost și el la meci până la urmă. Și astăzi, dar important e că au câștigat și s-au menținut pe primul loc. Ce apreciați că a făcut Edi Iordănescu în perioada asta cu Național? Și-a menținut stilul de joc, a reușit să joace la puncte, așa cum trebuie să joace o calificare, și a reușit să facă cât de cât un grup din această echipă și să termine pe primul loc. Cum trebuie să privim această calificare? Eu cred că e meritată, pentru că s-a muncit foarte mult, dar cred că e foarte importantă să vedem, la turneul final va fi alt nivel și acolo trebuie să ne îmbunătățim jocul. Ce grupă ați vrea așa pentru... Nu știu, n-am nicio. Ciao. Ce jucător v-a impresionat? Moldovan, Orațiu. Da, a impresionat pe toată lumea Orațiu Moldovan. Și pe elvețieni. Cred că o să la un moment dat, când, mă rog, o să tot iasă bănuiesc personalități și o să le ascultăm, cred că va trebui să vorbim despre invențiile lui Edi Iordănescu, că el realmente a inventat câțiva fotbaliști. Obligat? În preliminar. Poftim? Obligat? Ba, la Moldovan nu. La Moldovan nu, că era obligat. Cine era? Păi, era la un moment dat Moldovan, Tâlnovanu sau Aioanii. Trebuia să aibă inspirație.
Și că lumea l-a criticat pentru că Moldovan greșise pe la Rapid. Da. Iar după aia, Moldovan greșise la niște șuturi de la 30 de metri, dar alea de la 6 metri le prindea. Păi da, da. Le scotea pe ale. S-a fost risc mare de tot. Adică nu ți se pare, scratch-ul nu ți se pare o invenție? Ba da. Ba da. Lui? Ba da. Moldovan nu ți se pare o invenție a lui? Păi da, da, asta spun, cu cine se bătea? Păi cum? Păi, Scregiu se bătea cu mulți. Scregiu se bătea cu și chiar când a venit Niță înapoi, tu totuși tot l-ai păstrat pe Moldova. Păi da, deja nu mai a început să apere și Niță, a început să apere și eu, dar nu mai era ușor să mai îl schimbi pe Moldovan. Acolo cu Târnovanu și cu Aioani, nu știu, Aioani n-a fost niciodată nimic la națională. Adică a fost tot timpul al patrulea, al cincilea. N-a fost niciodată nimic. Dar se nici bătea Moldovan nu era nimic la momentul ăla. Păi stai să spun ceva. Putea să fie Niță la momentul, chiar dacă nu apăra. Ce? Nu atâția apără doar la echipa națională. Sunt fotbaliști care joacă la echipa... Rațiu a jucat la echipa națională, nu juca la echipa de club. Portarul, la portarul e chiar așa o mare. Niță oricum mai apărase la echipa națională. Nu știu, dacă n-a venit la un moment dat și nu mai apăra de foarte mult timp la... A fost, da. Ce, ideea nu, este nu, că nu. E invenția lui în este. Poartă. Adică, da. Și e una care a puteai funcționat. Să cine puteai să nu-l iei la echipa națională. Și pe Târnovan. Pe Târnovan, dacă îl băgai pe Târnovan, să spune și greșea. Și greșea. Foarte bine. Ok, dar nu s-a întâmplat. Nu, dar și cu Târnovanul era tot invenția lui. Da, de acord cu tine. Asta spun. Adică pe oricine băga era invenția lui. Pe oricine băga și ieșea prost, era pus la zi. Și pe oricine îl băga și ieșea bine, era invenția lui. Corect. Că toți intrau în invenția lui. Eu zic că aici nu, chiar invenția. Nu, cu Târnovanul nu era invenția lui. Nu era normal să fie pentru că avea fizic, apărase fără greșeală la momentul ăla. În campionat, la Moldovan chiar a fost o surpriză. Haideți el la Scratch mi se pare mai mare, pentru că și acum, da, el de când se accidentează Zaikov, el joacă fundaș central și vine la național și joacă închizător. Da. Acolo, da. Da. Bine, nu e cazul să vorbim de Scratch-ul neapărat era în seara asta. În seara asta vorbim de Scratch-ul care... Era să spun că și cu el nu s-a pierdut, dar nu s-a pierdut niciun meci în preliminarii, ceea ce este extrem de important. Absolut. Sunt puține echipe care nu pierd niciun meci în preliminari. Și indiferent de grupă că din te fac... Din urna 3. Da. Da. Din urna 3. Da, și indiferent tu vii outsider de... până la urmă. Noi avem tendința asta, știi, și logică pe unde, chiar am avut grupă ușoară, da? Și acum, și ultima, corect, oară, și ultima oară când, da. Când ne-am calificat. Pentru ultima dată. Și Polonia a avut grupă ușoară, mai ușoară decât a noastră. Cu Albania și cu Cehia și cu, cu Moldova a avut grupă foarte ușoară. Moldova și Albania sunt echipe... Și cu Fernando Santos la început ai zis că n-au cum să nu se califice. Vezi? Și a fost singurul care, el a fost ăla care i-a adus în situația asta, de da, fapt. Da, da. Deci cade puțin asta. Ok, da, bine, n-am avut cu Franța, că cu Franța nu-i băteai, dar nu terminai neînvins, drogul, cu Franța. Băi, ai terminat neînvins, în grupă cu Elveția. Da, în grupa Franței chiar s-a petrecut, știi, grupa Franței a fost grupa perfectă, prima oară în istorie. Franța a terminat la 6 puncte de țările de jos, țările de jos la 6 puncte de Grecia, Grecia la 6 puncte de Irlanda, Irlanda la 6 puncte de ultima clasată. Deci aia, întotdeauna, locul 1 le-a bătut pe toate, da, dacă locul 2 le-a bătut, a bătut locurile 3, 4, 5, aia de a pierde aia, locul 3 a bătut alea de dedesubt, deci a fost grupa perfectă. Bine. Prima oară în istorie. Și atunci vine Gibraltar și spune, dacă noi ce-ați avut, bă, noi ne-ați încărcat. Ne-ai făcut ca toate alea la pauză să, da, să ne încărcați pe da, dar hai să revenim, totuși la naționala noastră și la ce v-a plăcut în seara asta la România, ce jucător v-au plăcut, cine v-a impresionat, cine, nu știu, dacă au fost jucători. Mie mi s-a părut că în seara asta parcă n-am mai avut frică, nu? Deloc. Așa mi s-a părut. Da. Parcă n-am mai avut frică, am jucat de la egal la egal. Am avut și momente când au venit peste noi, am avut și momente când ne-am apărat, dar am avut și momente când am jucat și băgam pe ei în propriul teren, în 30 de metri. Nu, mi s-a părut că încrederea asta pe care au avut-o în meciurile astea de dinainte, au ajuns practic la meciul ăsta cu așa o mare încredere încât au crezut că sunt capabili să bată pe oricine în meciul ăsta. Și așa am văzut. Nu au avut nicio frică, au jucat de la egal la egal. Cum trebuie de fapt să jucăm, pentru că noi tot timpul jucăm cu frică cu toată lumea. Dar ai văzut o echipă cât e ea de bună. În momentul când tu ești și pui probleme, începe să se apere, începe să facă greșeli, nu mai știe ce să facă. Da. Când e bună, când stai tu în propriul teren și începe ei să paseze, atunci e echipa bună. Când pui probleme, au și ei probleme. În seara asta s-au văzut că au și ei mari probleme.
dar jucăm sau am jucat în seara asta de la egal la egal. Nu ne-a fost frică de ei. Bancul strecoară mingea printre picioare adversarului, pleacă cu aplomb. Iannis Hagi face alunecări, se ia la bătaie, termină meciul cu vată în nas. Bancul cu tifon în gură. Coman îi ia unul contra doi, trece printre ei, faultat din spate, bun, arbitraj foarte ciudat, fault clar, aproape penalti. Așa, Alibeg la fel, unul contra doi, nu protejează să treacă timpul, să joace înapoi, se duce spre poartă, scoate fault. Agresivitate. Marius chiar... Marin în care un da, da, da. De la început. Am avut puțină șansă, că au fost cam doi, cam două... La limită, puișori, două ori, puișori, de... da. Dar dacă nu s-a dat la Mudric aseară, înseamnă că nu se dau penaltiuri în... În general, nu mai trebuie. Ultima zi de... Ce să mai pierdem vremea? Ultimele zile merge și așa. Nu poți să spui că a fost un jucător care să fie sub media echipei și care să nu fie avut atitudine. La atitudine mi-am rupt. Eu cred că aici am făcut diferența. Ce spune Padi, și eu am văzut la fel, parcă n-am mai avut trac. Asta parcă a fost câștigul cel mai mare de la meciul cu Israel. Și atitudine, toată lumea, toți luptători, toți. Și știți ce mi s-a mai părut? Pentru că la noi de foarte multe ori se vede frica. Mie mi se pare în fază defensivă. Mie mi se pare că ne precipităm foarte mult. Și astăzi n-am fost precipitat. Adică când adversarul vine spre tine și ai un respect foarte mare, tinzi să greșești, să faci chestii în plus sau chestii în minus sau așa. Te gândești nu că a fost asta nimic este din echipa care astea. La 0-1 și la 0-2 în Elveția nu ataca? Da. Nu avea forță să atace pentru că parcă n-avea spirit? Uite-te, da. Poftim. S-a câștigat spiritul. Asta este... cel mai mare câștig într-un vestiar, că e echipa națională, că e echipa de club, nu are importanță. Spiritul. Da, să-l câștigi doar prin rezultate. Da. Rezultatele te-au adus în situația asta. Toată lumea e unită acum, toată lumea vrea să vină la echipa națională. Da. Facem imediat, că avem toți vecinii avem noștri și... că nu vor să vină, adică se întâmplă lucrurile astea. Boloca s-ar putea să regrete. Un poco. S-a calificat și Italia. S-ar putea să aibă și un poco de problemă când vine să nu joace. Da. Nu? Adică... S-a calificat Italia, dar Italia lui Fratezi și Barella pe acolo, pe poziția aia, mai greu pentru Boloca. Boloca să mai ia vreo 2-3, să-i suspende pe vreo 2-3, să le ia și pe el. Doar așa. Doar așa. Bun, haideți, știți ce vă propun? Haideți să începem până vin, că o să înceapă și conferința de presă, declarații. Haideți să vedem, noi avem variante de jucători pe diverse posturi. Suntem, repet, încă 21 noiembrie, da? Eu mă ridic. Meme și cu Pandi o să-mi spună părerile lor despre jucători. Stați să-mi iau și burețelul, da? Așa arată o listă cu unii care au fost, majoritatea au fost la națională, unii care ar putea să ajungă sau nu o să ajungă, sau în fine. Ideea este, vreau să vedem cât e lotul de 25, o să fie lotul pentru Euro? Cred că 25, nu? Pune 25. Hai să punem 25. Și să-mi ziceți părerile voastre care vor rămâne acum și noi o să ne dăm seama la sfârșit, mă rog, când se va anunța lotul oficial, câți rămân din alegerile de astăzi. Ca să ne dăm seama și ce înseamnă jumătatea asta de an, cât va conta pentru anumiți fotbaliști, cât de mult vor fi încercat. Bun, hai să vedem portarii. Da? Care credeți că vor fi portarii României în preliminarii? În preliminarii, la campionatul european. Moldovan, Niță, cred că da. Moldovan? Pentru că vor juca la echipele lor. Niță, ok. Da. Bun. Radu nu cred că joacă. Doar dacă cred că are o problemă. Da. Târnovanu, Ioani, nu știu care dintre ei. Unul dintre ei o să fie. Radu nu, dacă nu joacă. Și mergând pe ce se întâmplă în momentul ăsta, cred că nu o să joace. Evident că o să fie o problemă pentru noi el, cred eu. Noi estimăm acum, da? Ce o să se întâmple, meme. Să mai vine poate, și Sava. Mai poate și să fie Sava. Fii, asta, vine de la sub 21 și Sava acum, că mi-am adus aminte de meciul cu Elveția. În competiție. Ok, da, intră și Sava. Plus că e titularul la sub 21 acum, are un ceva avantaj și el. Față de Târnovanu și Aioani, vezi că are avantaj Sava? Aioani cred că pierde în fața lui Târnovanu în momentul ăsta, nu știu de ce. Ok. Așa mi se pare mie. Bun, deci din lista... Și parcă și Sava, cred că, vine din urmă Sava parcă vine puternic. Bine, doar la Iași golul 3, să spui că în rest a avut evoluții foarte bune și nu poți să-i reții... Îl vezi pe Sava înaintea lui Târnovanu? Niciodată. Ca șanse acum? Nu. Nu. Deci tu îl vezi pe Târnovanu al treilea. Singura...
Deci ce este important aici? Este importantă părerea lui Leo Toader. El îi antrenează, el știe cum s-au prezentat pentru că i-a antrenat pe toți cinci. Da. Pot fi patru în, până se anunță se poate, lotul. Da. Și după aia dar în momentul de față, dacă ar fi... Dacă nu joacă absolut deloc. Nu-l văd nicio. Bun, dar în momentul de față, care ar fi al treilea pentru voi? Pandi, pentru tine. Hai să lăsăm pe mai târziu, da? Da. Trecem la următorul post și vedem la... Aici Rațiu Manea, cred că dacă Manea joacă, Rațiu Manea. Rațiu... Așa cred eu. Manea. Mai e și Sorescu aici, chiar dacă am văzut că-i trecut la atacant stânga, dar eu nu l-aș trece la atacant stânga, eu l-aș trece mai degrabă la apărător dreapta. Și dacă Manea nu se știe cum se va prezenta Manea, atunci poate să intre în discuții Sorescu. Mie mi se pare că cu Sorescu în 4, la orice meci de campionat european, e o mare problemă. Știu. Da. Mai spun, adică nu l-aș pune la fundaș dreapta. Deci noi avem așa, dacă avem 22 de jucători de câmp de ales, alegi doi pe poziție și alegi doi în plus joker care joacă mai multe poziții. Și Sorescu este unul care poate juca mai multe poziții. Da, el este poate. Singurul care poate juca dreapta, stânga. Da, da, da. Corect. Corect. Și față și spate. Da. E bună analiza. Da. E corectă. Da. E corect. Da. Dar rămânem pe Rațiu și pe Manea momentan? Sau tu Rațiu, Manea par a fi... Da? Pentru că nu-l văd. Pantea încă nu... Bine, Manea nu mai joacă de mult. Să-l vezi pe Manea cum va fi. Da. Da. Da, el când a fost să joace la echipa de club. Eu știu că a fost rezervă și când era bine. Da, poate că nu era bine. Poate ok, doar, da. Bun. Deci avem pe Rațiu Manea momentan. Da, fundaș stânga, apărător stânga. Bancu? Bancu Camora, cred, dacă joacă eu și nu se accidentează. Și Borza, cred că stă la ușă pentru că e titularul de la sub 21. Dumitrescu, dacă joacă la Slavia, credeți că are șanse mai mari decât Borza? Dacă joacă la Slavia, dar nu știu dacă o să joace la Slavia. Eu Camora cred că nu mai are nicio șansă să fie la echipa națională. Și crezi că Borza? Cred că Borza. Dar el forțează la sub 21 ca să-l aducă la... Pandi, tu? Eu Bancu Camora, cred. Borza stă la... Ok, aici avem... Stă. Balotaj. Pentru că aici mi-e frică de accidentare la Camora. Ok, bun. Și atunci îl avem pe Sorescu în parcat 2002, undeva. 2002, da, Sorescu e variantă pe sută. De aia spun că e joker. Da. Ok, bun. Deci aici, între Camora și Borza, unul dintre ei credeți că va fi ales în momentul de față. O să vedem. Țicu n-are cum, o să fie, nu știi cât e suspendat. Dumitrescu nu știi dacă joacă. Eu am luat și jucătorii care au fost chemați în perioada asta, să ne înțelegem. Adică mai degrabă Borza și cu Camora titular decât Dumitrescu titular în perioada următoare. Da. Și atunci mergi așa, pe unul, pe unul dintre Borza și Camora. Borza cred că e cam mult la un turneu final de campionat european, dar fundaș central. Trebuie să luăm patru, nu? Mai e o întrebare. Știu, ei cei mai în formă jucători. Discutam mai devreme, în timpul meciului de Spania, că joacă în partea dreaptă, au jucat Navas, care e născut 85, cu Yamal, care e născut în 2007, deci 22 de ani diferență. Nu contează vârstă, nu contează nimic, dar contează ceva totuși. Ca echipele de club să fi făcut ceva. Adică una e să... E greu să eviți jucătorii de la o campioană și să alegi doar de la echipele care sunt locul 4-5. De aia spun că Borza poate să fie o soluție înaintea lui Camora. Oricum Bancu joacă. Da, Bancu pare bătut în cuie și o să vedem care va fi a doua variantă. La fundaș central e interesant, pentru că din punctul meu de vedere fundașii centrali e o discuție. Și în funcție de adversar, mă gândesc că ar putea fi meciuri în care să jucăm chiar cu 5 în apărare, cu 3 fundași centrali. A făcut-o în Elveția, de exemplu, Edi Iordănescu, da? Da, dar după aia n-a mai făcut-o. N-a mai făcut-o, e adevărat. Bun, hai să vedem pe cine vedeți. Drăgușin Burcă, sigur. Drăgușin Burcă bătuți în cuie, da? Chiricheș, dar nu știu ce mâine și va fi bine. Ce mâine va fi se operează Chiricheș? Mâine se operează Chiricheș la Turku, în, în Finlanda. Da. Și va reveni când? Va reveni până... Normal ar trebui play-off-ul să-l joace. Bun. Ok. Deci, iar în situația în care el va fi 100%... Chiricheș, crezi că dacă e sănătos, Pandi, crezi că prinde lotul? Cred că da. Dacă joacă toate meciurile de play-off? Da. Cred că da. Bun. Deci îl punem și pe Chiricheș? Da. Ok.
Îl punem pe Chiriche. Și acum avem Rus, Racovița, Nedelcearu. Da, eu cred că dispare Rus la... pentru că nu joacă da. În, la Pafos, în Cipru. Și trecem Racovița. Racovița joacă, joacă în sistem cu 3. E puțin diferit. Dar stă de tribună cam la toate meciurile și nu prea știi ce... Nu știu dacă crede el. Probabil că l-a urmărit pe Nedelcearu, nu înțeleg de ce n-a mai venit Nedelcearu. N-a mai venit Racovițan, pe Racovițan, da. Dacă îl iei, exact ce ai spus, dacă cumva jucăm în 5. Da. Și Racovițan joacă fundaș central de dreapta, Drăgușin de stânga și să joace Burcă, Chiriche și Nijoacă. Eu l-am văzut Racovițan jucând în 4, doar la echipa națională, sub 21, în... Da, dar nu cred că poate, după părerea mea, că e prea lent. În cuplu. Pe care să lenți amândoi. Ok, bun, dar ăștia patru ar fi, nu? Drăgușin, Burcă, Racovițan, Chiricheș. Porim de la ideea că sănătoși. Nu crezi că Racovițan? No. Și atunci... cine, Rus sau Nedelcearu? Mai degrabă Nedelcearu. Acum depinde dacă joacă. Nu cred că joacă, nu? Da, dacă joacă. Nu cred că joacă acum. Ok, bun, atunci avem un semn de este unul dintre fotbaliștii care au un semn de întrebare aici. Peste tot, unde au fost. Mai departe, mijlocașii defensivi. Screciu, Marin, Băluță, din ce am văzut până acum. Screciu? Băluță lipsește la ultimele acțiuni. Zic dacă joacă. Da. Titular. Aici pe poziția asta câți o să iei? 3? Sau mai poți că... Hai să vedem, că îi vedem și după aia mai tăiem din ei, poate, știi? Că și Răzvan Marin poate să joace. Doar Screciu și Marin, pentru că exact asta spuneam, și Răzvan Marin poate să joace acolo. Hai să vedem că-ți ne dă. Că dacă da, pe asta, vedem la sfârșit... Da. Oricum, Crețu nu e defensiv. Da, da. Ok. Da. L-am... Crețu... Crețu ar trebui să coboare un... Așa, da, 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 și Artean ar putea să urce aici, exact, în fine. Exact, e discuție. Da. Dar dintre ăștia îi avem pe rămân Screciu și Marius Marin, da? Vedem și după aia vedem ce urmează. Aici primii Inter. 4, cred că ultimii 2 nu au cum. Da. Deși Gramenii, dar nu cred. Bun, deci Răzvan Marin, Stanciu, Cicâldău, Olaru sunt bătuți în cuie, da? Eu da. Așa cred. Par bătuți în cuie. Și mai vedeți vreo... Poate să fie și... Poate, aici mai pot intra doi jucători pe care îi vedem mai departe. Hagi și Măruțan, care pot juca pozițiile și în poziția, în poziția respectivă. Ei, trecem oricum, știi? Chiar dacă trecem mai mulți acolo, trecem mai mulți, dar... Ideea este că la un moment dat trebuie să începem să-i numărăm și să vedem pe cine tăiem. Atacant stânga. Toți Drăguș, primii Coman, patru. Mihailă, primii Sorescu, patru cred că merg. Nu știu, Petrila, Octavian, Popescu. Dar nu cred. Nu, primii patru cred că primii patru, pentru că Sorescu l-avem... Da, îl punem peste tot, da. Bun, deci Coman, Drăguș, Mihailă... Sorescu. Și Sorescu, da? Și aici primii trei. Ăștia îi punem Hagi Moruțan. Da. Da? Da. Și primii doi. Și primii doi. Și primii trei. Și aici, să vedem câți ne dă. Stai să vedem câți ne dă. Crezi că Tănase nu prinde? Depinde... Nu poate să nu prindă ca valoare Tănase în fața lui Bârligea. Doar că... Nu cred că îl bagă bă. E la o echipă... Aia e. Și atunci dacă pui Drăguș, Coman, Mihailă, Sorescu, cred că are o problemă. Deci hai să luăm. Alibec, Pușcaș, sigur vor fi, da? Cred că sunt destui. Alibec și Pușcaș, sigur sunt. Ia să vedem cât sunt. Hai să vedem de ce avem. Cu linie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 care o fi aici. 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Exact 25. Cu portari cu tot. Cu portari. Nu mai trebuie unul. Nu mai trebuie un portar. Și scos un jucător. Și scos un jucător. Păi, nu l-ai pus pe Bârligea. Pe Bârligea nu l-am pus. Atunci trebuie portar. Trebuie un portar și trebuie tăiați. Deci trebuie nu mai trebuie tăiat nimeni. Ba da, un jucător. Trebuie un jucător tăiat. Și de asta vă întreb. Pe cine tai și treci portar? Să dea Dumnezeu să fie toți apți. Dar... Evident că noi pornim de la ideea asta. Dacă ăștia sunt apți, tai aici. Olaru, Sorescu. Cred. Că n-ai pe cine. Adică nu-l tai pe Drăguș, pe Coman, Mihailă niciodată. Răzvan, Marin, Stanciu, Cicâldău. Am să vezi, Mihailă e suspendat primul meci doar. Nu? Da. Sau dacă cumva are două meciuri, atunci cred atunci că e out. Atunci e out direct. Da. Da, e bună observație. S-ar putea să fie direct. Dacă îi dă două, dacă și atacant central doar Alibec și Pușcaș, pentru că Drăguș poate juca și el acolo. Da. Și joacă unul. Niciodată nu se joacă doi. Deci practic avem un semn de întrebare la Mihailă. Sorescu câștigă exact ce ai zis, că Sorescu se trezește care are nevoie de el, știi? Da. Și atunci Sorescu câștigă în fața unuia care e fix. Hai să vedem, să dăm formula asta. O să ne lămurim. Evident, este un exercițiu, repet, pe care l-am făcut acum, da? Suntem în noiembrie 2023, mai avem timp până în
până în luna când s-o anunța lotul. Mă gândesc că în mai, nu? Se anunță lotul, cred că. Probabil că în mai. 2020. E bine că avem preocupări din astea. În martie avem... Da, bine, n-am mai avut de mult! Din astea, știi? Nu avem meciurile amicale în martie. Nu știu când sunt meciurile amicale. Parcă erau martie și înainte sunt două meciuri amicale. Începere. Dar nu prin sunt stabilite, iunie. Nu? Din nu, ce sunt stabilite, nu sunt stabilite. Nu. Și prin iunie acolo, unul, ceva... Ha, bun. Spun eu, deci începe în 16 martie începe play-off-ul și după prima etapă de play-off e întreruperea ocazionată de cele două amicale ale echipei naționale. Te aștept și la un cantonament al naționalei? Da, tipul ăla de... Cantonamente înainte, după multe discuții, se mai făceau. Dar înainte începea în martie campionatul. Sau la jumătatea lui februarie. Acum începe în ianuarie campionatul. A, nu, înainte de european. Nu, eu mă gândesc, nu, eu mă gândesc. Iar, păi n-ai când. Ce să faci? Nu s-a exclus. Pe 20 ianuarie începe campionatul. Pe 15 era să zic eu, dar pe 20. Nu, 20. N-ai când să mai faci. 19, 18, că în weekendul ăla începe campionatul. Și se termină târziu. Se termină pe 21 decembrie. Nu. Pe cât se chem? De pe 15 până pe 10? Dar n-ai cum, adică de ei trebuie să stea la echipele de club, nu ai. Dom'le, eu am întrebat, că, na, te-ai trezit înaintea unor turnee finale, dar pe vremuri, da, era fereastra mai mare, era pauza mare. Da, să terminăm mai repede? Crezi că se face ceva? Nu. Da, s-ar putea să termine mai repede. De fapt, nu, că datele sunt stabilite deja. Da, haideți să vedem ce spune și să vedem ce spune și Daniel Niculae, după care vreau să vedem și urnele, pentru că avem parte din ele, încă nu sunt definitivate. Victoria uriașă în această seară, de cine s-ar fi așteptat, sincer? La începutul preliminarilor nu ne-am fi așteptat, era clar cine este favorita. Cred că din punctul de vedere a tuturor specialiștilor și a tuturor cunoscătorilor de fotbal. Elveția este o echipă, are în componență jucători foarte, foarte buni. Însă echipa din această campanie de calificare a fost echipa României. Astăzi am reușit să-i batem, am reușit să câștigăm, am reușit să facem punctele care le-am făcut în această grupă datorită grupului, datorită faptului că atât conducerea tehnică cât și conducerea administrativă a reușit să aducă liniștea necesară la nivelul gazonului și asta s-a văzut. E clar că au fost și meciuri în care cred că puteam mult mai mult, însă jucătorii ăștia au un potențial mare și ne fac să avem încredere și mai mare acum pentru... Și în această grupă putem să sperăm la Euro că putem să avem realizări bune? Eu zic că da. Demonstrat și în această seară că ne putem ridica la un nivel foarte, foarte înalt. La cel mai înalt nivel și nu doar cu unul sau doi jucători, ci cu mai mulți. Iar au fost jucători de-a lungul preliminarilor care au fost ireproșabili, au fost jucători care au făcut diferența, au fost jucători care, de la care lumea s-a aștepta să facă diferența, chiar dacă nu au reușit să înscrie goluri sau să dea pase decisive, au fost acolo și aici mă refer în special la Stanciu, pentru că a făcut o partidă foarte, foarte bună și în această seară. Se poate spune că au crescut și acei jucători de la generația Under 21 din 2019? Bineînțeles, bineînțeles. Rezultatele în toate palierele dau încredere tuturor jucătorilor, nu doar jucătorilor care au participat la competiția respectivă. Jucătorii de la Under 21 au demonstrat că se poate, au dat un impuls și celor de la echipa mare și ați văzut că și acum avem rezultat. Că avem rezultate foarte bune și la nivel de echipe de juniori. Asta dau încredere tuturor, dau încredere oamenilor care vin și se bucură de această galeră. Senzațional, senzațional. O campanie foarte, foarte bună. Moldova este PD-ul cel mai bun portar din România. Dacă ajunge la Euro, mai țineți la Rapid? Dacă a ajuns la Euro. O să-l sun, să-l trimit acasă că avem meci important luni seară cu Universitatea Cluj-Nou. Trebuie să felicitați cu toții. Bravo lor, este meritul lor, meritul familiilor lor, celor care au avut încredere în ei și noi ne bucurăm că ne aduc bucurii. Și la tineret am făcut 2-2, felicitări pe Pancone. Cum să nu. Pancone face o treabă foarte, foarte bună. Chiar dacă acum, să zicem că
toate felicitările se duc către prima reprezentativă și cum este și normal, dar Pancone face o treabă foarte, foarte bună. A fost și domnul Lucescu la meci, a stat Gheorghe Hagi, voi puteți să-l convingeți să vină către Rapid? Cred că orice echipă din România, sau nu doar din România, și-ar dori să-l aibă pe Nemercea Lucescu. Da, absolut. Bun, hai să vedem și urnele, să ne uităm un pic la ele și vă întreb dacă... Să nu ne mai uităm la urna 1, să ne uităm ca să ne prindem curaj pe la urna 3 și 4. De fapt și 4... Unde era mai bine, în urna 2 sau în urna 3? Eu zic în 3. A, să fi fost noi, întreb așa ca... Întreb pentru un prieten, da. Am un prieten, cred. Da. Acum, dacă din una trei prinzi Slovenia sau Slovacia, ai una. Dacă prinzi Olanda sau Croația, ai alta. Da. Nu prea... Adică n-ai în urna doi nicio Croație, nicio Olanda. Nu. Nu ai. În urna doi ai... N-ai nimic în urna doi, cine știe ce. Scoția urna... e mai bună decât astea? Culmea că urna patra vreau să vă... Scoția? Nu, zic decât Ungaria, decât Turcia, decât Danemarca. Urna patra mie îmi face mai frică, mai mare frică decât urna treia. Păi dacă și din baraje nu vin să vină cine slabe. Vine? Cine joacă în baraj? Grecia, cred că o să joace. Grecia cu, stai să văd. Grecia cu... Grecia nu știu dacă e ușor cu Grecia. Au câțiva jucători buni acum. Acum... Dacă cu ăștia nu e ușor, da, cu aia nu, din prima... Zici, da, nu, zici... Toată lumea fuge de Franța, probabil. Da, ba, aici da, acolo da. Păi și toată lumea vrea pe Belgia, probabil, cap de serie. Da. Că pare... Nu pare... Că nu e la nivelul... Că nu e, da. Cu Spania, da, n-atingi mingea deloc, deloc. Cu Portugalia ți-ai multe. Germania? E... Da. Față de Portugalia și de Franța cam și de vrei Anglia, Belgia sau Germania în momentul ăsta, nu? Germania în momentul de față îți faci... Asta spun, adică Anglia, Spania, Franța, Portugalia, de evitat. Da. Da. Iar dacă e să fie ceva Germania și dacă e să fie poate ceva, mai bine parcă Belgia, nu? Belgia e sub Germania? Da. Belgia, parcă, da. Cam așa ar fi. Parcă, sunt trei, nu? Da. Patru cu una, cu una, adică ce prindem aici. Parcă în momentul de față... În, așa în partea asta altă. Nu știu, Slovenia, Slovacia, acolo, Cehia, nu știu dacă... Poți să ciugulești. Nu știu dacă e vreo problemă mare. Acolo, Serbia, Italia, e o problemă mare. Cred. Serbia, Italia, nu? Serbia, Serbia știu, crezi că nu? Parcă nu sunt. Bine, între Elveția și Serbia, pe cine vrea acum? Pe Elveția. Pe Elveția, da. Pe asta spun, a evitat Serbia cât de cât. Pe Italia o eviți oricum. Ce mă gândesc, că... Sârbii... Parcă-s prea mare, așa, nu știu cum. Și Mitrovici prea mare, și Milinkovic Savic prea mare. Și mare, așa, nu știu, bă, cred că avem probleme cu ăștia foarte mari. Vanea în poartă și ăla are 2 metri. Da. E o combinată basket-fotbal. Da. E popor mare. Da. Popor da, înalt. Da, da, da. Da, nu prea ți-ar conveni. Acum, hai să zici că una din baraj care e mai supărată, o Grecia, Kazahstan o să fie... Da, Ucraina? Ucraina, joacă Ucraina baraj, o da. Să joace Israel joacă, nu? Și când se trage? Israel, da? Bosnia joacă... Bosnia că a câștigat la noi, nu? Da, da. Bosnia da. Parfum, dacă ne... Da. Da. Din urna 4. Da, să meargă de la baraj, Bosnia. Să meargă de la baraj, da. Da, în orice caz. Întorcându-ne totuși la meciul din seara asta și la anumiți fotbaliști, că discutam despre Ali Bek, da? Despre importanța până la urmă pentru Ali Bek a meciului ăsta. Reușește să marcheze în ce și se transformă după ce marchează. Da. E numai asta sprinturi. Voiam. Că n-a fost extraordinar până la gol, dar după aia a fost numai sprinturi. La pauză? Dacă te uiți, dacă aveam nu. Pe... nu, dar zic, serios vorbesc. Parcă a fost sub toți ceilalți? Dar n-a fost... N-a fost strălucit. Pe asta spun. Adică dacă schimbau la pauză Cicâldău și Ali Bek, te întrebai de ce i-au schimbat? Nu, absolut. Nu te întrebai, nu? Absolut. Îl lasă și uite că ce fază iese. Pac, centrare pe partea aia, cine dă cu capul? Moruța, care e cel mai mic de pe teren. Da, bine de tot, da, da. Și îl prinde pe Rodriguez acolo. Ce căuta Rodriguez acolo pe centru cu Ali Bek? Numai cu capul nu mai dăduse asist în preliminariile astea. De pe bara două. Și Rodriguez e pe centru. Pentru porții cu Ali Bek. Și vezi fața Ali Bek. Moruțan asist pentru Man în Andorra. Pentru Mihail acum cu capul pentru Ali Bek.
Vezi că discutam despre schimbările lui Edi. Iarăși a fost inspirat. Da. Că, da, e clar că e super inspirat în Ungaria împotriva Israelului. A, Drăgușut, Pușcaș gol, Ianis gol, așa? Inspirat și pentru faptul că pe Drăguș nu-l bagă, îl bagă în stânga. Da. Deși Coman arăta rău. Da. Și de la Drăguș pleacă faza golului, cel mai, golului calificării, practic. Iar astăzi, că noi ne, tu te întrebai, Pandi, dom'le, de ce a făcut schimbări? A? Și vine Stanciu centrarea, singurul pe care îl păstrează din echipa, așa? Vine centrarea Stanciu, Moruțan cap, Alibec împinge mingea în poartă. E, a simțit lucrurile în meciurile astea două care au fost foarte importante. Și Stanciu are două turnee finale. Da. Și Alibec, cred că, nu? Și Alibec. A fost și Alibec în 2000. A fost și Niță? Apărată Tărușanu, cred că a fost și Niță, da. Hmm? Nu-s foarte atent la turneele finale. La lotul, nu? Încerc să-mi dau seama cine ar fi putut fi portar, în afară de Tătărușanu, în 2016. Nu mai știu nici. Ha? Nu mai știu. Păi nu, cred că mai știe... Pantelimon? Nu știu. Nu mai țin. Pantelimon, sigur, Pantelimon. Cred că a fost și Pantelimon acolo. Dar uite, că nu mai... Cred că Niță. Niță s-ar putea. Cred că... Niță, cred că nu? Da. S-ar putea. Pe cine, altcine? Da. Cojocarul n-a fost. Arată și turneul ăla. Vezi? Uite cum e bine câteodată să taci din gură, că ți se întorc toate ca peste tine. Ai bătut câmpii, că uite, domne, că ăsta greșește, nu știu Moldovan. Ce, și Moldovan a închis poarta, apăra Moldovan la echipa națională, de când a prins poarta, senzațional. A avut o intervenție azi. Te-ai luat de el? A avut azi două intervenții, da. Ceva, una cel puțin aia singur cu formidabil. Cu cine? Formidabil. Cu Vargas, cred că a fost. Cu Vargas, care trage la colțul lung și respinge cu mâna stângă, nu? Ce parcă Vargas. Mâna cu un cafor, nu? Da. S-a fost o cafor. Vargas a fost? Cred că aia din stânga, Vargas. Nu, așa asta de pe centru? Când îi pune mâna în spate... Da, asta cred că era un cafor. Cred că era un cafor acolo pe centru, nu? Să încerce mai de la distanță. Că de la aproape nu le scoate pe toate. Din 6 metri, din 3 metri le scoate pe toate. De pe la 25 de metri poate. Mi se pare remarcabil printre portarii extraordinar ca reflex. Adică eu... Tu gândește-te că el nu a existat la generația lui. Da? El și Rațiu n-au existat. La grupa lui de vârstă... La turneul final în Ungaria a apărat Andrei Vlad, care se bătea cu Ioani pentru titularizare și el a fost la CFR, au renunțat la el, a fost pe la Sepsii de câte știu, toată lumea a renunțat și a ajuns la Rapid și este titularul echipei naționale. Și nu că e doar că e titular, este poate top 3 jucători la fiecare meci. Da, și mi se pare că... Nu știu, mi se pare foarte stabil psihic. Pentru că a comite greșelile pe care le-a comis la un moment dat. Da? Tu ești chemat la națională. Ți se dă încredere. Măi, și din momentul ăla ești perfect. Da, da. Adică tu trebuie să ai o căpățână... A scos și ce nu era de scos. Da. Adică el... Da. Norocul lui probabil la Rapid este că n-avea un portar de valoarea exact. Lui care să ia locul atunci când el a greșit. Cum a fost la noi cu Vlad și Tornovan. Imediat se schimba și venea celălalt. Da. Drăghia n-avea cum să spună nicio problemă și atunci următorul meci tot tu și ai apărat bine și uite că ai ajuns până... Dar la portar nu cred că avem o problemă. La portar nu mi-e frică cam cu nimeni. De foarte mulți ani. Nu am treabă la portar. Cam în toate campaniile Tătărușanu a fost cu contra cel mai bun. Niță a fost cel mai bun cu Rădoi. Dacă țineți minte, fiecare de la lung încoace noi am avut portari. Nu, iar lung, acum Stelea, Lobot. Deci noi am avut portari. Coman. Tătărușanu. Nu. Vorbesc de echipa națională. Păi apărat Coman la națională. Cum? Vorbesc de titulari echipei naționale Sile. Păi Coman a fost la un moment dat, era Lobot rezervă, când nu mai apăra Lobot. Sile, câte meciuri are Coman la echipa națională? Eu vorbesc de Tătărușanu, care are 70 de meciuri, 80 de meciuri. Okay. Vorbesc de Stelea, de Lung, de Lobot. Nu vorbesc de portari care au câteva meciuri. A, zici că are atât de puține meciuri Coman? Da? Nu, eu nu contest. Mi-e drag tare și chiar îmi place foarte mult. 14 selecții. Nu vorbim de... Ok, da. Nu-l pun nici pe Niță, care are mai multe, probabil. Vorbesc de portari care au fost titularii
70-80 de meciuri. Da, titular. Bă, ok. Păi, nu de astea vorbesc, nu așa ești și jucător, da. Da. Bine, momentan nici Moldovan nu e în categoria asta. Da, a prins poarta acum. Adică, a prins poarta acum. Dar nu e niciunul. În afară de Niță, poate cât de cât, da. Da. Nu? De la nu e niciunul, nu toți sunt tineri, da, acum. A venit generația toată asta, toată lumea da. E tânără. Singurul Niță care da. E, da. Da, da. Deși scund, că da. E de discutat cel mai scund? Că doar da, e cam ca Lobby pe acolo, cred. Nu, vorbesc din ce mai absolut. Avem. E cel da. Mai scund, nu? Coman era mai mic, apropo, 1.80. Normal, da. Și acum, cine vine? Niță? Niță, da. Da, e ca el. El așa. Cel mai mic, după aia Niță următorul. Ioani, nu, cam pe acolo. Ioani mai mare, cred că e înalt. E mai înalt decât ei. Dar nu știu, e sub Târnovanu. Da. Târnovanu are 2 metri. Și pe aia Târnovanu și cu Sava, care sunt... Și pe aia amândoi, parcă au 2 metri. Mai mare de Târnovanu. Sava cred că 1.92, cred. Mi se pare că și Sava e foarte mare. Dar nu ca Târnovanu. 1.99 are Târnovanu, Sava undeva 1.92, probabil. Da. Mi se pare și se prea Sava mare, da. Da, da, da. E mare, și, e mai mare. Al treilea la deci Radu cred că are 1,87-1,88 pe acolo. Ce mi se mai pare iarăși de discutat este siguranța defensivă câștigată cu acest cuplu. Burcă, un cuplu drăgușin. Pe care iarăși l-a inventat el, da, pe care nu-l vedeai. Aici a forțat într-adevăr, că dacă era Chiricheș, a jucat Chiricheș, clar, și s-a accidentat Chiricheș și nu prea avea cine să joace. Nu și cine a fost, juca Burcă. De la un anumit moment, pentru că da. Din momentul în care Drăgușin a început Drăgușin să joace joacă în seria... Gera și joacă. Joacă, meci de meci. Eu nu cred că îl scoteai pe Burcă. Din, tu nu scoteai pe Drăgușin. Pe Drăgușin. Adică îl scoteai pe Burcă, de fapt, și îl băgai pe Drăgușin. Eu zic că încercai cu Chiriche și cu Burcă. Al treilea capitan al echipei. Uh-huh. Și asta e o întrebare. Da? Că banderola de pe mâna lui Stanciu merge la Răzvan Marin și de pe mâna lui Răzvan Marin merge la Burcă. Ea deci... care Burcă înțeleg că are o influență importantă în vestiar. Nu, și că nu, cred că are o influență importantă, că mai vorbesc și eu cu băieții, dar eu... El... Nu, dar un personaj... Nu, vreau să spun că e un personaj tonic, un personaj de ăsta care... care crede, care e însuflețit. Eu așa am auzit. Și tu ai auzit cum vorbi cu băieții, tu ai auzit cum am vorbit cu alți băieți. Da. Nu, Drăgușin pare singurul care a arătat într-un fel la începutul campaniei, la meciul ăla cu Andorra, mai ții minte, fac ăia, ies pe acolo, pe margine, pe nu știu ce, și termină într-un mare fel campania asta. Da. Da. Adică termină cu clasa așa de jucător, pentru că te gândeai cum face trecerea asta, știi, de la... 3-ul ăla de fundaj la 4, o să-i fie mai greu, pare că e de acolo acum și chiar a terminat foarte bine campania. Acum nu mai vezi pe nimeni să intre în locul lui, să-l scoată de acolo. Nu. Nu mai vezi. Dacă ar reveni Chiricheș, l-ar scoate pe Burcă? Mi-e greu să cred că îl scoate pe Drăgușin. Da. Și la Burcă, nu știu, e o problemă. Da, parcă acum să-l mai scos pe Drăgușin, care are viață în el, are putere în el, nu, dar, nu știu, să fie complicat. Ai avut o linie de fund la sfârșitul campaniei astea pe care o știi. Nici lucru la care nu s-a mai... Scoți, nu? Nu. Nu cred că e ușor. Pe? Pe Burcă. Nu, dar mie mi se pare că ai s-ar avut la... S-ar putea Chiricheș să aibă o problemă? Că parcă îi scoate cred că pe dacă la lot, nu? Cred că dacă îl ia la lot... Sau, nu. Sau să nu-l ia pe Chiricheș, să nu-și asume riscul deci ăsta. Deci eu spun, la cum au arătat cei doi acum, cred că e greu și pentru Chiricheș. Noi vorbim de un jucător de cu totul și cu totul alt profil și nivel. Deci nu există comparație între Chiricheș și dacă e Chiricheș, bineînțeles, e apt. Nu se pune problema. E capitanul echipei naționale. Nu, vorbeam de Stanciu și Răzvan. Dacă vine Chiricheș, vine șeful. Deci nu e să pune problema. Să dea Dumnezeu să fie sănătos și asta să fie problema lui Edi. Ce o să facă dacă... Da? Dar... E de văzut. E de văzut, da. Nu e ușor. Nu o să fie ușor. Chiar dacă e capitanul, mie mi se pare că ai avut, greu, uite-te, dovadă că două meciuri la rând ai avut aceeași linie de fund. Mie mi se pare că tu ai știut la sfârșitul campaniei. Nu există o altă variantă. Nu există o variantă. Da, de acord. Dar de ce ai schimbat ceva ce-ți merge? Păi nu, bineînțeles. Păi nu, oricum schimbau ei. Pentru că așa s-au schimbat cam tot timpul. Nu zic pe viitor. A jucat Mane, a jucat Rațiu. La Radu am nimerit 1.88, am zis bine. La Sava e 1.94 dat peste tot. Am zis 1.92. Pare mare, rău, da. Da, și Sava pare... Da. Nu, aici n-aveai cu cine să schimbi și de-aia probabil că n-ai schimbat. Da, da. Dar or să fie meciuri, pentru că ei totuși par așa că și Rațiu și Bancu sunt buni când trebuie să atacăm, să jucăm, să mergem și cu fundașii laterali. Trebuie ajutați defensiv. Parcă... Cu o Franță, parcă... Stai, mă, nu cu o Franță... Bine, dar ce inventezi acolo? Cu o Franță că dacă îl bași pe Camora, rezolvi problema? Da.
Păi asta zic, dacă îl bagi pe Borza, nu cred că poți să-l bagi. Nu, chiar nu cred că poți să-l bagi pe Borza. Cred că adică nu dacă cred. Bagi 5 portari nu rezolvi problema. Dacă îi bagi tot lotul, măcar să... Să bagi tot lotul. Poți, ai șanse. Te aglomerezi bine. Oia s-ar putea cu Franța, s-ar putea să joci în 5. Acolo cred că s-ar putea. Eu zic să nu tragem Franța. Dacă joacă ea 4-3-3 sau ce joacă, cred că e o problemă. Uite, îmi scrie Dan Udrea, Tătărușanu Pantimon și Silviu Lung Junior. Silviu Lung Junior, n-a fost 2016, da. Mersi, Dane. Da, că nu mai știam cine e al treilea. Da, trebuia să gândim cine s-a retras. Da. Cine s-a retras? Nu, păi, Silviu Lung Junior a anunțat că se retrage de la echipa națională. Da, toată lumea e... Eu sunt fascinat de jucătorii care n-au zis mare lucru și dar se retrag. Deodată se anunță. Scrie niște scrisori. Poți să vorbești. Mai scriu și niște scrisori. Da, poți să vorbești cu selecționerul, domnule, eu nu mai vreau să fiu, că oricum nu citește nimeni. Nu apă sau nu. Ce? Credeți că Al Demitriță și Ivan regretă în momentul de față faptul că... Maxim mai bine spus. Sau Maxim, că nu s-au integrat, că nu au, că n-au, eu cred că nici n-au crezut în Edi Iordănescu, la pentru felul că nu e... pentru că mergea, părea că merge până acum, să fie așa, știi, altfel că după aia pleacă antrenorul și tu tot vii, știi? Și uite că s-a cam înfundat acum. Nu cred că mai vin niciodată ăștia. Da, credeți că nici au nici Mitriță, nici Ivan și nici Maxim. Nu cred. Poate Maxim este cantonalul nostru. Sau Ginola. Ce este? Sau Ginola. Cantonalul nostru. Ginola păi, era a venit cantona. Bărbat bine, Ginola, nu-l băgăm în Ginola. A fost în... și model. Ginola? Era. Nu, la modul că un fotbalist care joacă și face, dom'le, cu cifre într-un campionat net superior campionatului nostru și nu vine la echipa națională și vin alții care joacă în campionate mai slabe, pentru simplu motiv că i-a plăcut la echipa națională. Da? Așa a fost și Cantona, n-a venit Cantona și au ieșit bine, campion acum, mondial. Dacă ar juca în dreapta sus acolo... Da, nu prea joacă. Nici nu. Da, da. Nu avem cum să-l bagi înaintea lui Man, al lui Rege, al lui Regele Mic, al lui Moruțan acum. Al treilea acum, zice că e Moruțan. Acum ce se întâmplă? Deja băieții ăștia strălucesc, pentru că ei au făcut performanța asta, neînvinși, e foarte complicat să spui bine ăla, să-l scot pe ăsta, îl las acasă. Păi, dar trebuie au să făcut... și joace meme, că dacă joacă foarte puțin asta. În perioada asta, care e destul de mare, știu asta și din păcate pentru unii se anunță deloc bine și atunci s-ar putea să ai o problemă. Că stai să te gândești. Dar asta poate să fie și pentru ei la echipele de club acum să vină cu alta plumb. Nici nu i-ai trecut aici. Pe cine? Pe cei trei. Nu? Pe cum să-i treci? Asta zic, adică... Păi n-ai de ce să-i treci. Da. Dar, știi, și stai să te gândești la Ivan, de exemplu, da? Din echipa aia din 2019. Au dispărut definitiv de la națională Ștefan. Da? Pașcanu. Da. Și dispare Ivan. Care a fost titular acolo. Pe care stânga. A fost titular. Și restul, restul cam sunt. Și a revenit Drăguș, care dispăruse și el. Da. Că și nu, el era atunci. Nu, s-a accidentat. S-a accidentat înainte de turneul final, dar era și el. Înainte, dar el era? Da, el, exact. Da, s-a exact. Dispărut și Dragomir, care era? Da, era rezervă. Eu mă gândeam la primul 11. A dispărut, a dispărut și Nedel, deocamdată la ultimele convocări a dispărut și Băluță. Tudor Băluță, care a jucat atunci titular. Nedelcu jucase în preliminari și... Vă invit să-l ascultăm pe Răzvan Marin. Să încheiem grupa așa cum am încheiat-o. Ne doream să rămânem pe primul loc. Am reușit asta. Ne bucură foarte mult că am bucurat, nu știu, o țară întreagă și mai ales suporterii care au fost alături de noi în această seară. Au venit la stadion, au plecat fericiți și ne bucură acest lucru foarte mult. Te gândeai la începutul preliminarilor că o să terminați grupa pe primul loc? Vă spun din toată inima și cu o mare, foarte mare sinceritate. Vorbeam cu Ianis când am auzit grupa și am spus că ne vom bate la primul loc. Aveam foarte mare încredere în grup, în generația asta, știam calitățile fiecăruia dintre noi și, bineînțeles, și cu puțină șansă, nu, că Elveția s-a încurcat de foarte multe ori, am reușit să terminăm grupa pe primul loc. Așteptați cu nerăbdare să mergeți în Germania? Bineînțeles. Am ridicat ștafeta în acest moment și vom merge în Germania să facem o treabă
foarte, foarte bun. După ce v-ați calificat, v-ați stabilit obiectiv, un alt obiectiv, locul 1. Acum că ați ieșit și pe locul 1, v-ați stabilit și următorul obiectiv sau încă e prea devreme, mai trebuie să petreceți un pic înainte? Da, mai trebuie, cred că mai trebuie să mai conștientizăm puțin că ne-am calificat, că o să mergem la Euro, dar bineînțeles că gândurile noastre, deja de după meciul cu Israel, au fost acelea de a ieși din grupe. Chiar dacă poate nu s-a spus cu voce tare lucrul acesta, fiecare dintre noi se gândea la treaba asta. Clasica întrebare, te-ai gândit cu cine ai vrea să fii în grupă? Știu că e... Tipo mare, din prima... Nu mă interesează, vom vedea, va fi tragerea la sorți, dacă nu mă înșel, în 10 zile, nu, 10-12 zile. Da, vom vedea. Ar vrea să plece din nou cu România. Primim din nou Elveția? Da, de ce nu? Vom vedea. Așteptăm să vedem grupele și după, bineînțeles, că vom vedea ce va fi la European. Care a fost secretul pe toată durata calificărilor? Cred că grupul și atmosfera foarte bună din cadrul echipei în momentul de față, astea două lucruri cred că ne-au adus să terminăm grupa într-un mod cum am terminat. Cum a fost atmosfera în seara asta? Nu știu, n-am... 50.000 de oameni. Da, n-am cuvinte, nu? Sunt niște sentimente pe care cred că e foarte greu să le descriem, nu? Pentru că e o mândrie când vii să joci la echipa națională, e o mândrie când știi că ai dat totul și ai ieșit așa cum îți doreai. Nu știu, sunt niște sentimente care, vă spun sincer, sunt greu de descris. Pentru tine calificarea ta e cea mai frumoasă realizare în fotbal, să zic, sau? Nici nu se pune problema. Nu se compara. De departe. Care crezi că a fost punctul cel mai important în această campanie? Când v-ați dat seama, gata, ne calificăm. Momentul cel mai important. Cum am spus, de la început am început foarte bine grupa. Primele patru meciuri, dacă nu mă înșel, am avut 8 puncte, nu? După primele patru meciuri, dacă nu mă înșel. Am avut 2 victorii și 2 egaluri. Și după, bineînțeles, ați văzut noastră unde ne-a adus lucrul acesta, nu? Că am terminat grupa NMV și cred că s-a mai întâmplat doar o singură dată lucrul acesta în istoria... În istoria națională. De două ori și mă bucur că facem parte din, sau mă bucur că fac parte din această generație care până la urmă a reușit să scrie istoria așa cum se spunea la început, nu? Cu dificultăți, cu greutăți, cu chiu cu vai, cum se spune la noi. Am reușit să scoatem la capăt și mă bucură foarte mult modul în care am reușit să scoatem la capăt și modul în care am terminat această grupă. Cu acest loc întâi, crezi că ați dat peste nas tuturor celor care v-au contestat de la început până la final? Lumea știți cum e, vorbește, nu? Are tot dreptul să spună fiecare părere, nu? Mai ales când vorbesc foști mari fotbaliști, nu? Foști mari componenți ai echipei naționale, au dreptul la opinie. Noi, până la urmă, am încercat să ascultăm cât mai puțin ceea ce venea din afara cadrului naționalei și am demonstrat până la urmă pe teren că am meritat, cred eu, să terminăm pe primul loc în grup. Mulțumim frumos! Absolut! A meritat România, nu, să termine pe primul loc în grupă? A? Astea două meciuri, da. Înainte de astea două meciuri poate nu vorbeam, dar acum chiar da. Ce, nu? A meritat? După astea două meciuri? Lasă asta, dar să vii să spui acum că ai știut de la început că te bați, ce te recomanda? Locul 4 în națiuni? Și să vii să spui acum că ai crezut că te bați la primul loc? Nu prea aveai de ce să crezi treaba asta. Da. Nu era ușor să crezi asta. Nu? Dar observați o tendință care mie mi se pare interesantă și din care cred că și Federația ar putea să învețe ceva. Pe finalul mandatului lui Rădoi, România a jucat cel mai bun fotbal din perioada Rădoi. Lui Rădoi au luat ceva timp să înțeleagă jucătorii ce vrea el, dar el după aia a plecat. Da? Adică n-a mai rămas. Dar atunci a fost și meciul ăla cu Germania și finalul de campanie în care nu luam gol și că am băteam pe toată lumea, n-am bătut Islanda când trebuia să o batem. O problemă. Dar și aici, în mandatul lui Edi, că și dacă nu ne-am fi calificat cel mai bun fotbal, să zicem, tot pe final de mandat, tot după 2 ani. Adică, pare că totuși oamenilor ăstora trebuie să le dai, poate ar trebui să le dai două campanii. Pentru că pare că spre finalul primei campanii lucrurile încep să meargă, fotbalul începe să arate mai bine, începe să...
Și asta poate fi continuat discuția că ar mai merita Burleanu un mandat. Să-i mai dăm un... nu? Adică, dar de ce să nu pui din prima unul care poate să facă ceva și pui unul care nu face din prima nimica, dar nici nu știm dacă o să facă ceva din a doua? Da, dar niciodată nu poți să știi dacă unul va face sau nu va face. Nu, dar măcar punem unul corect. Adică dacă l-am fi pus pe Belloni, era corectă alegerea. Era selecționer, era asta. Adică, băi, nu merge, dar măcar facem alegerea corectă. Tu, practic, te-ai dus din, nu zic din greșeală în greșeală, dar ai mers pe stilul tău, da, cu antrenorii tineri și ai ajuns la Edi, te așteptai ca Edi să nu fie selecționer. Dar nici nu știai dacă o să fie vreodată selecționer. Da. Da, pentru că el în națiuni, practic a fost un antrenor care încerca să-i facă pe jucători să-l înțeleagă pe el, practic. Cam așa a fost. Nu el să înțeleagă jucătorii. Aici cred că a fost invers. Aici jucătorii a trebuit să-l înțeleagă pe Edi și să cam intre în programul lui și să facă cam ce a vrut Edi. Dar e aici, până la urmă. I-a ieșit super ok. Dar știi care e treaba aia cu națiunile alea? E o chestie foarte ciudată. Pentru că tu joci 6 meciuri, dintre care 4 le joci în 10 zile. 12 zile. S-a întâmplat o singură dată. Păi, da. Da, da, e altfel de strategie, de fotbal. Atunci trebuia să-l lași pe Belloni. N-ai fost de acord ca Belloni să termine pe locul 4, din prima. I-ai impus omului să termine în primele două, că altfel are o problemă mare. Și el spunând, pot să termin pe 3, pe 4, dar vreau să văd jucătorii. Nu, nu se poate, nu știu ce, 1-2. Dar deodată se poate. Lucrurile... Da, uite că au avut inspirație. Nu, asta nu știu dacă e inspirație. Asta că ți-e, nu, la fotbal nu e. La fotbal trebuie să faci lucrurile cum trebuie, nu să iasă. Păi 6-4-0. Ți-ai ieșit după 7000 de ani mergând pe asta, putea să nu iasă niciodată. Mergând pe linia asta așa cu care ai mers, putea să nu iasă niciodată. Păi da, da, a ieșit. Păi da, dar nu e la fotbal, nu i-a ieșit, de asta spun că dacă păi, nu iese... Bă, asta spun că a ieșit, că a fost foarte inspirat. Eu cred că la fotbal trebuie să faci lucrurile lăsat corect, să aduci un selecționer care e selecționer, iar dacă nu face, asta e, dar nu, stai să învețe să fie selecționer. Asta am făcut noi? Noi asta am făcut. Noi asta am făcut, am adus pe cineva care să învețe să fie selecționer, neștiind vreodată dacă învață. Dar Belloni, cât de selecționer a fost toată cariera lui? Că a fost da, un pic la noi. Avea puțin o vârstă, avea ceva avea o vârstă, de dar nu era selecționer, a fost numai antrenor. Toată cariera a fost antrenor, a fost un pic la noi selecționer și a plecat. Avea cu primul avion. Avea o experiență, avea ceva. Ai văzut că așa nu prea merg lucrurile, dar ai mers pe linia asta ta, crezând că la un moment dat o să fie ceva. Am avut noroc cu tragerea asta la sorți, până la urmă și, da, în mod corect, cu ce se întâmpla cu toată lumea. Nu mai aveai ce să cauți după națiuni. Așa era contractul, așa l-au făcut ei contractul. Nu, eu am făcut contractul ăsta. Nu, au zis că nu era, păi, dar nu era vreo clauză în contract că dacă nu vin primele două ai plecat. Ba, așa putem era, cred că atunci. Că poate să te dea afară. Una este să te dea obligatoriu și alta este să poată să te dea. Dar dacă pe oamenii a convins, probabil că în discuțiile pe care le-au purtat, că are în arsenal, în bagajul tehnico-tactic din spațiul Carpatul Danubiano Pontic, că tot ți-am zis așa, te rugam. Că poate în spațiul ăsta să reușească o calificare, i-a convins și a reușit. Și a reușit o calificare într-o manieră spectaculoasă. Pe tine te-a convins după națiuni? Nu, păi dar și nici ceilalți înainte de meciul cu Israel, dar după meciurile astea două, salută decizia pe care au luat-o. Okay, deci singura decizie bună pe care a luat-o, în afară de sacrificiile pe care le-a făcut 7 ani, dar nu spune ce sacrificii, dar abia aștept. Nu, mie mi se pare că și în cazul Rădoș și în cazul Edi Iordănescu, fotbalul cel mai bun a venit în final de mandat. În finalul, mă rog, mandat acum, lui Edi s-a prăunit. Mirel, dacă voia, rămânea, clar. Toată lumea l-a rugat să rămână. Da. Toată lumea. Dar fotbaliștii, conducătorii federației, 100%. El a zis că nu mai rămâne. Dar e și asta, că mi se pare că și de aici putem să tragem niște concluzii. Că, ok, poate nu e ușor, poate trebuie să înțeleagă lumea ce vrei. Cum zici tu, Pandi, că poate mai greu au înțeles anumiți fotbali. Poate trebuie să dai 2-3 afară ca să arăți ce trebuie și cum trebuie făcute lucrurile. Poate că îți trebuie timp ca jucător, pentru că totuși
ai puține zile la dispoziție. Tu, selecționer, ai foarte puține zile la dispoziție ca să... Acum cred că a avut cele mai multe zile. Înaintea duble astea. Ai avut 7-6 zile, nu înaintea primului meci. Ai perfectă dreptate. Dar eu cred că dacă le spui de la început, cred că ai o grămadă care vor să fie selecționeri. Da, indiscutabil. Dar dacă le spui de la început că poți să te dau afară dacă în grupa națiunilor termin pe locul 3-4... Nu, eu vorbesc de ce au făcut ei, nu da. Eu. Da. Eu vorbesc de ce s-a întâmplat. Da? Nu inventez nimica. Deci dacă ai fi spus oricui, vii la națiuni, vedem ce fac, nu e nicio problemă, după aia vedem preliminariile și după preliminarii de europene stabilim ce se întâmplă cu tine, dar până atunci stai liniștit, poți să faci o grămadă care vor să vină la echipa națională. Dar erau foarte puțini, aproape spre nimeni, în afară de Edi, care să mai să vrea să preia echipa, iar dacă nu termină pe locul 1-2, săriște să-l dea afară. Corect. Da? Da. Asta spun că asta a fost realitatea. Asta așa e. Asta așa e. Tu ai dreptate. Totuși, echipa națională atrage. Da, să devii selecționer, mai ales dacă n-ai un CV impresionant, să devii selecționer e o realizare extraordinară. Nu mai contează până la urmă ce rezultate faci. Este e cea mai importantă bornă pentru un antrenor, să ajungă selecționerul echipei naționale a țării. Pentru care... Edi, cred că mai mult a fost un moft, o ceva așa să fie acolo riscând, adică neriscând, că nu era pe nicio listă. De fapt, el n-a fost pe nicio listă. S-a ajuns probabil acolo când toată lumea te-ai trezit că te refuză, nu? Cu contractul ăsta pe care nu l-a acceptat nimeni, probabil. Da, dar practic singurele discuții serioase au fost cu Peroni, pentru că aia cu Petrescu n-a fost o discuție serioasă. Da. Că dacă era serioasă, se plăteau 400.000 și era Petrescu în selecționer. Dacă voiau să le abe pe... Dar crezi că lui Hagi, dacă îi spuneai, vino... Niciodată nu venea. Nu venea? Niciodată. Niciodată. Și este Petrescu patron... venea? Da. A, deci Hagi nu vine niciodată la echipa națională? E patronul unui club. Are o afacere pe care trebuie să o administreze. Eu cred că își dorește, așa cred eu. Acum, na, s-ar putea să greșesc aici. Ce mi se... Și atunci dar s-ar putea, cred că își dorește să vină la echipa națională și să facă performanță. După ce a făcut deja, ce să mai facă la Faro? Ce face cu afacerea face lui? Nu știu, face ceva, dar cred. Atunci îmi spui că nu vrea să mai fie antrenor echipei naționale? Atâta timp cât are... S-ar putea, dar nu cred. Dar nu văd cum ar putea să fie. Vă opresc un pic, trebuie să luăm o pauză. După care vă și lansez o întrebare. De fapt, nu o întrebare, o provocare mai degrabă. Noi avem impresia, românii de multe ori au ușurința asta în a băga sub preș cam toate nerealizările fotbalului nostru și sunt multe în momentul de față. Și să-mi spuneți dacă vi se pare că această campanie și calificarea asta la Euro rezolvă din problemele astea ale fotbalului nostru. Haideți să luăm o pauză și să ne întoarcem. Ne-am întors, prieteni, îl ascultăm pe Florinel Coman. Crezi că poți să faci aceeași figură pe care ai făcut-o la Europeanul din 2009? Cu siguranță sunt foarte încrezător, mai ales acum în momentul acesta. Am fost încrezător de un an de zile, să spun așa, sunt foarte încrezător în mine și pe zi ce trece muncesc mult mai mult și asta se și vede. Cum ar arăta un duel Florinel Coman? Hai, exagerăm. Așa din ce ai văzut, cu cine? Portugalia, părerea mea. Am văzut că au marcat 34 de goluri, o echipă ofensivă cu jucători, cu regele Cristiano acolo. Pe cine te-ai dorit prima urmă valorii? Sincer, nu știu ce să spun acum, pe cine mi-aș dori. Poate ai vreun jucător împotriva că mi-a... Nu am. Și la acel Euro, la tineret, am spus cu cine un pica și oricum trebuie. De noi depinde până la urmă, nu contează cu ce adversar. Și depinde și ziua cum o prinzi până la urmă. Da, am văzut că Mbappé nu-l vrei, că așa e. Nu, chiar nu, dar Franța mi se pare cea mai grea echipă. Ce v-a spus la final atunci când s-a fluierat, s-a încheiat această campanie? Am simțit din teren că am avut momente foarte bune, am avut momente în care am pasat, am intrat curajoși, au fost momente când am dominat, am avut ocazii. Adică au fost momente foarte bune de joc, am pregătit meciul foarte bine, nu ne-am relaxat nicio clipă după acel meci cu Israel. Știam că încă nu s-a terminat, după acel meci ne-am fixat obiectivul de a câștiga grupa și mă bucur că am reușit să facem acest lucru. Elvețienii vor să ne întâlnim din nou la Euro. Asta este ce și să... Și voi vreți să-i întâlniți? Că iată, nu ne-au învins, le-am luat și puncte.
Da, până la urmă au o echipă foarte valoroasă. Uitați ce jucători și la ce echipe joacă. Dar... Un joc foarte bun, te-ai impresionat cineva de la Ergenzien, așa pe teren, unul care a jucat? Ceaca, din câte am văzut și vorbisem și cu Tănase pe bancă când am ieșit și mi-a spus dacă am văzut că dacă a greșit vreo pas. Mi s-a părut foarte, foarte bun, inteligent. Nu intră în contacte, dă drumul la minge foarte repede. Cum? Da, 4 puncte. Un egal în deplasare foarte, foarte greu, în care ne-am sacrificat, trebuia să ne apărăm, am jucat în deplasare. Ei au avut elan, știam că va veni și returul, dar v-am spus, am fost încrezător după ultimul meci cu Israel. Și când ai văzut marea asta galbenă? Da, sincer, este altceva. Nu te mai gândești la nimic. Intri în atmosfera aceasta foarte frumoasă. Am văzut și mulți copii în tribună. Îmi place ce văd. E depus în ramă această calificare? Da, cu siguranță, da. Nu am pierdut niciun meci. Am crezut în grup, grupul excepțional, cu toții. Dacă bem o cafea, bem cu toții, plecăm cu toții oriunde, deci fantastic grup. Le plăm Franții, da? Sincer, da. Promiteți fanilor și o victorie la Euro, cel puțin o victorie în 2016. Asta facem acum, ne vom... Da, da. Da, ne vom pregăti foarte bine pentru că greul de acum începe, ne-am atins obiectivul, așa că o să trebuiască să ținem steagul pentru că până la urmă noi am adus lumea la stadion, noi am realizat această campanie fără eșec, așa că lumea de acum vor vrea din ce în ce mai mult, așa că trebuie să fim pregătiți și să-i bucurăm. N-ai mult timp să petreci pentru că vine derby. Da, vine derby, mergi pe arenă, mergem să câștigăm. Următoarea mare provocare pentru tine ar fi o prezență la campionatul mondial, ce sper. Urmează europeanul, ne pregătim pentru acest european și după vom vedea. Okay. Mulțumim mult de tot! Da, l-am auzit pe Florinel Coman. N-am experți. Mulțumit de Coman? Da, a jucat foarte bine. Parcă a fost cel mai bun meci al lui din campania asta? Da. Da. Clar. Deși în continuare mi se pare că nu e la nivelul pe care l-arată la noi în campionat, dar și diferența de valoare. Înainte, jucând foarte mult defensiv, avea probleme, n-ajungea la poarta. Acum chiar a avut realizări și ofensive foarte. Selecționerul. Care au arătat spirit fantastic, caracter fantastic și valoare, nu am. Pentru că mi-e foarte greu să regăsesc, să mă exprim așa cum simt. Au fost fabuloși într-o campanie fabuloasă, iar eu le sunt recunoscător și efectiv sunt mândru de ei. Also, seid ihr in diesen Aussagen interessiert? Continuă, că nu sunt de limba franceză. Ok. Cred că dacă stau și mă gândesc, un singur merit major am avut persoana în această campanie și acela că am crezut necondiționat în acești băieți și în acest grup care s-a format. În potențialul lor, în cât de mult pot crește și cred că în timp am reușit să-i conving ce potențial au și ce lucruri minunate pot să facă împreună. După foarte mulți ani, echipa națională scrie istorie, merge la un nou turneu final, câștigând o grupă de o manieră de necontestat. Întrebări? Pentru mine personal, nu aș putea să scot unul în față neapărat, au fost multe momente dificile. Lumea nu știe ce e în interior, e un proces, înseamnă timp, înseamnă consecvență, înseamnă eforturi, înseamnă sacrificii. Am fost pregătit să le fac pe toate, să-mi pun toată energia și priceperea în slujba echipei naționale. Și mulțumesc Dumnezeu că da, am reușit să trec peste toate aceste obstacole. Sigur ar fi fost mai ușor dacă am fi fost mai toleranți, mai înțelegători, mai răbdători, să susținem mai mult în mod special echipa, jucătorii, pentru că au fost foarte multe atacuri și la adresa lor și alea m-au durut cel puțin la fel de mult.
Dar Dumnezeu ne-a dat puterea să muncim, să depășim, cum am spus, orice obstacol și să câștigăm o grupă și să avem un parcurs la care probabil prea puțin s-a aștepta. Asta este ceea ce e cel mai important. La fel, lumea trebuie să înțeleagă că pentru mine campania Ligii Națiunii, chiar dacă a fost una cu rezultate deloc bune, a fost o perioadă incredibil de importantă pentru analiză, pentru concluzii, pentru identificarea lucrurilor, pentru a construi ce urma. A venit cu un set de măsuri pe care le-am luat, cu multă muncă apoi și consecvență, și iată că împreună cu acești băieți reușit să construim un grup minunat. Cum ați pregătit meciul cu Elveția, având în vedere că după obținut deja calificarea, erau bucurie, erau euforie, totuși exista încă vința locului întâi, care ne face cumva și mai puturoși, inclusiv a urmei a doua, la Euro. Cum ați pregătit? Asta a fost cea mai mare provocare, să reușim să depășim momentele de euforie care erau normale. După 8 ani de zile, după parcurs, după modalitatea în care am reușit să întoarcem rezultatul împotriva Israelului, după jocul incredibil de acolo, din toate punctele de vedere, euforia a fost foarte mare și n-am avut timp să ne dăm un refresh, să ne așezăm, să analizăm, să concluzionăm și să pregătim în detaliu acest meci. Dar băieții au arătat din nou foarte mult caracter. Grupul ăsta are o capacitate incredibilă de a-și însuși lucruri. Tot timpul am fost analitici împreună cu ei, ne-am analizat toate momentele, am tras concluzii și ne-am însușit orice fel de lucru care nu a funcționat și am venit cu soluții. Iar ei, imediat le-au asimilat și le-au pus pe teren. E meritul lor pentru că într-un timp atât de scurt și în așa puține zile, nu numai între aceste două meciuri, dar în această campanie, să reușim să creștem ca și grup atât de mult e incredibil. Jocul l-am pregătit cât am putut de atenți. Sărbătoarea a fost scurtă după meciul cu Israel. A fost repede, ne-am așezat, am trecut la analiză și am încercat să pregătim cât mai bine acest joc. Ați văzut și dumneavoastră, au fost multe schimbări. 5. Am limita pe care eu o consider acceptabilă pentru ceea ce înseamnă chimia jocului. Dar în același timp un mesaj puternic al meu către grup, la fel cum s-a întâmplat de fiecare dată în această campanie, în al doilea joc mereu au fost schimbări, a fost acest sistem de rotație și mesajul meu a fost că am încredere totală în fiecare dintre ei. Cine a intrat în Israel a făcut lucruri deosebite, cine a intrat azi la fel și toți cei care au fost pe această campanie și n-au fost mulți, trebuie să le fim recunoscători și românii să fie mândri de ei. Obiectivul meu imediat este să mă odihnesc. Am nevoie de odihnă și vă rog să mă înțelegeți că am nevoie de odihnă. Am nevoie să fiu aproape de familie, după care obiectivul pentru Euro, până să ajungem la Euro, este pregătirea cât mai atentă a acestui turneu final care urmează. Cu siguranță că mai multe detalii putem să dăm după tragerea la sol, să ne cunoaștem adversarii. Echipa poate să treacă, cum am mai spus, la următorul nivel. Și avem nevoie să mai creștem un nivel până la Euro și provocări, cum am avut în această campanie și am răspuns foarte, foarte bine, vom mai avea. Trebuie ca toată lumea să aibă încredere în acest grup și să înțeleagă că vor fi și momente poate mai puțin fericite, pentru că ăsta este fotbal, dar totuși suntem neînvinși de atât de mult timp și astăzi am reușit să câștigăm împotriva un adversar cu foarte multă calitate individuală. Ați văzut băieți noi, cu energie nouă, aveam nevoie după consumul foarte mare de la, din Ungaria, de energie nouă, de entuziasm nou venit de pe margine. A fost un consum mare atât emoțional cât și fizic. Așadar, dați-mi puțin răgaz, lăsați-mă ca împreună cu colegii mei să ne odihnim un pic alături de familie, după care vom trece la analiză, la concluzii. Vom vedea ce am făcut bine și mai puțin bine, pentru că sunt și lucruri care, sigur,
pot suferi îmbunătățiri, dar cred că am pus o bază solidă, avem o fundație importantă și aceea înseamnă organizarea de joc, spiritul, faptul că am fost echilibrați în joc, am făcut atâtea jocuri fără gol primit, că avem cea mai bună defensivă, dar în același timp, pe cât a trecut timpul, am arătat că avem și multă calitate și putem să propunem jocuri consistente, elaborate și eficiente. Am plecat cu un gând foarte bine consolidat, care nu s-a zdruncinat niciodată, și acela de încredere. Încredere în fotbalistul român în general, încredere în potențialul lui, încredere că avem jucători care pot să crească repede, dar împreună. Asta este o altă calitate a acestui grup, că înțeles că împreună putem să funcționăm mult mai bine și apoi grupul poate scoate în față și individualități. Lucrurile astea mi-au dat încredere și mi-au dat o capacitate probabil mare de muncă și în fiecare zi tăria ca să ne ridicăm și să o luăm la capăt împotriva la multe gânduri, la multe opinii din exterior, la mult scepticism. Iar faptul că au fost și multe critici, sincer, din anumite puncte de vedere ne-au ajutat și eu iau partea pozitivă, au fost multe analize obiective, juste. Asta ne-a făcut în final să fim mai buni, dar au fost și multe jigniri pe care nu le meritam niciodată, nici acești băieți. Probabil nici eu, încă din prima clipă când am venit la echipa națională și absolut toată munca dinainte mi-a fost contestată total și nu a fost corect. Da, selecționerul Edi Iordănescu, evident... Ne-a lăudat și pe noi. Da. Sau nu eram haterii? Nu. No. Păi de ce? Nu. Au zis de jignit. Păi cine a jignit? Cineva. Noi am făcut critici constructivi, eu așa consider. Și la un moment dat am râs de niște statistici. Atâta tot. Pentru că noi mai râdem din când în când. Absolut. Mai ales la emisiune de noapte. Cât se întinde mai mult în noapte, cu atât mai mult. Dar vă întrebasem ceva, pentru că mie mi se pare că unul dintre motivele pentru care după 2008 nu a mai venit nimic, după 2016 n-a mai venit nimic, este faptul că nu ne stă în fire, din păcate, ca un asemenea moment să bage sub preș toate neajunsurile. Da? Să ni se pară că, de fapt, lumea este mai bună decât este, că fotbalul merge mai bine în cazul ăsta decât e cazul. E o întâmplare calificarea asta pentru un fotbal care e cum e ăsta al nostru sau nu e cazul? Și dacă credeți că trebuie să se schimbe niște lucruri, că acum ar fi momentul, adică acum e un trend ăsta bun. Nu trebuie să pe valul ăsta să mergem și să încercăm chiar și ce nu merge, ce nu funcționează, ce nu... Habar n-am, că sunt multe lucruri care nu funcționează. Acum să profităm de valul ăsta. Meme, te întreb pe tine că ești în fenomen. Păi... cred că ar trebui să funcționeze varul mai bine. Da. Iar dacă ar funcționa varul mai bine, poate toate ar merge mai bine. Că ceva bun atrage după sine ceva foarte bun. Sunt foarte multe probleme pe care trebuie rezolvate. Bineînțeles că nu rezolvă calificarea asta problemele. Rezolvă problemele celor de la federație. Pentru că e o primă consistentă și trebuie să vină banii. Să vină banii la băieți. Să vină banii la băieți. De regulă, fotbaliștii cântă asta în vestiar, dar acum trebuie să cânte și conducerea federației, pentru că stă bine. Ultima oară, Răzvan Burleanu, înțeleg că a luat undeva între 85.000 și 100.000, undeva aia. Neto. N-aș putea să spun dacă neto sau bruto. Sau Pluto. Deși ține minte, și asta cred că e important să reamintim, că în campania inițială electorală 2014 a spus că nu va primi, nu își va lua nicio, că e
dezgustat de felul în care procedează. Hai mă, proceda. Te întorci zile în 2014. Disgusting. Da. Te mai întorci în 2014. Da. Dă-le încolo ce a fost în 2014, da, mai contează. Păi, contează. Păi, contează. Și contează ce? Că când zici că... Două mandate și trei, adică contează cam toate, până la urmă, dacă le luăm la puritate. Și ce se vrei să spun care e replica? De, am zis și eu așa. Am glumit asta, am glumit și eu, da. Zice, când se am dă glumit, în primit, am glumit. Când își zice ceva care îl incriminează, am glumit. Da. Da. Crezi, Pandi, că... Da, merită, 7 ani de sacrificii merită ca să... Pe așa zic. Că da. 7 ani de sacrificii. Mi-e greu să cred că se întâmplă ceva bun, dar trebuie să ai o speranță, nu? Că zici că se întâmplă. Dar asta spun, că așa am avut și după 2016, când ne-am calificat acolo. La fel, speranțe că va fi bine, n-a fost nimic bine. Acum de ce ar fi diferit? Asta întrebai. Asta zic, adică noi, nu mai știi... Noi să nu uităm. Dom'le, nu avem jucători în Champions League. A? 2023. Nu avem echipe în grupele cupelor europene. 2023. Doar 6 jucători români joacă în campionate puternice. Care nu joacă toți. Care, dintre care 2 sunt titulari. Răzvan Marin și Drăgușin. Restul sunt când cum. A? Un joacă unor, unor nu joacă, unii nu joacă. E, astea să le bagi sub preș și să ai impresia că lucrurile sunt bune, e ușor, e comod. Dar nu te duc la mondial. Deci dacă nu vezi adevărurile astea, nu o să ajungi nici la mondialul din America, nu o să ajungi nici la... Dar avem jucători în Arabia Saudită. Acolo unde acum vor toți să ajungă. Da. Da, toți jucătorii avem... noștri sunt la retrogradare cam peste tot. Și în Arabia Saudită și prin campionatele mari. Ba, acum nimic nu-ți convine. Da. Eu zic că avem Arabia Saudită, tu zic că asta este. Da, cineva trebuie să fie și la retrogradare. Corect. Da. Hai să vedem în final, să-l ascultăm și pe Gică Hagi. Campanie reușită din toate punctele de vedere și cred că toată România aveam nevoie de așa ceva și toată lumea e fericită. Ce se întâmplă? Fericire, bucurie, liniște, era oricum, era... Deja asta spuneam și înainte lui Petre, că deja copiii s-au deschis, acum arată mai bine, au mai mult curaj și ușor, ușor o să vină și mai multă personalitate și au potențial foarte bun. Emoțiile au fost mai mari în Ungaria, nu? Emoțiile au fost mai mari la meciul din Ungaria cu Israel. La televizor, da, ne-am avut în casă, da, acum am fost pe stadion. Nu, era important. Clar că la meciul din Ungaria a fost presiunea mai mare. Acum a fost un meci unde trebuia să gestionăm bine și chiar s-a jucat foarte bine, au gestionat bine și că talent au, calitate au și e bine, suntem fericiți cu toții. De mult așteptam acest lucru, cred că orice român aștepta, pentru că România are nevoie de calificări, de victorii, de performanță, pentru că așa poate să vină entuziasmul și să progresăm, pentru că până la urmă trebuie zi de zi să progresăm, să devenim mai buni și să ajungem la nivel european. Ce faceți vara viitoare? Vara viitoare știți ce faceți? Știu, bineînțeles că mergem acolo, că îi susținem să fim lângă ei. Da, există un grup foarte bun, așa cum a zis Edi, l-a format, e meritul lui 100%, felicitările mele și s-o țină tot așa și marea provocare vine de acum încolo, pentru că practic adversarii o să fie din ce în ce mai bun și trebuie să ridicăm nivelul și să-l facem mult mai bine. Poate generația asta să ofere momente unice? Păi noi v-am zis, sau cel puțin eu am zis că probabil tot ce s-a întâmplat în America a fost ca să lăsăm loc de bună ziua, să vină altă generație să ajungă să mai bine ca noi. Deci practic acela e, cred că e obiectivul, că la un moment dat să ajungi să fim depășiți, pentru că de astea sunt exemplele. De asta există istorie, ca să poți să o depășești. Și cred eu că asta e ambiția lor, trebuie să fie ambiția lor cea mai mare, să ne depășească pe noi. Ce așteptări să avem de la atragerea asta la sus? Că foarte multe, foarte mulți, nu contează, nu? Contează grupa. Meritul mai ales că am câștigat, că ne-am dus cu acest rezultat, stăm bine și echipele care vor veni, cu siguranță echipa României va fi mult mai bună ca înainte, pentru că orice campionat european, chiar dacă să sperăm că o să treacă grupa, să sperăm că o să se duc mai departe, să sperăm că poate să ajungă cât mai departe, dar și dacă n-ar fi acest lucru, ei vor fi mult mai buni, vor căpăta experiență și o să fie mult mai bun ca jucători. L-am văzut pe Gică Hagi, am văzut și imagini cu familiile reunite în zona garajului. Înainte de a ne despărți,
să vă dau informația barajelor. Nu o să înțelegeți nimic, dar eu... Adevărat, că noi n-am înțeles până acum. Bă, eu le-am explicat, ei s-au făcut că înțeleg, dar nu. Bun, deci avem pe Polonia-Estonia. E un baraj. După care, țineți-vă bine, deci Țara Gaelor va juca fie cu Finlanda, fie cu Ucraina, fie cu Islanda. Se trage la sorți, se bagă aia la nion bilele. Israel joacă fie cu Ucraina, fie cu Islanda. Din nou se bagă bilele. Bosnia joacă fie cu Finlanda, fie cu Ucraina, din nou aia, după care Georgia cu Luxemburg, Grecia cu Kazakhstan. Bun. În ruta A, câștigătoarea din Polonia-Estonia va juca cu câștigătoarea meciului Țara Galilor cu Finlanda, Ucraina sau Islanda. Și aia va fi finală. Băi, noi sigur ne-am calificat. Când... Nu avem, ăștia sunt mici, ăștia noi nu ne uităm la ei, așa. Pentru că, până la urmă, să ajungă unii să trebuiască să piardă ca să meargă mai departe. Că s-a mai întâmplat. Irlanda, da? Israel joacă fie cu Ucraina, fie cu Islanda și câștigătoarea meciului ăstuia va juca cu câștigătoarea meciului Bosnia, Finlanda sau Ucraina. Să nu te miri dacă la anul Cupa României o să fie pe sistemul ăsta, numai din cauza ta că ai venit cu explicațiile astea, de nu mai înțelege nimeni nimic. Așa, iar câștigătoarea meciului Georgia-Luxemburg aici e simplu, joacă cu câștigătoarea meciului Grecia-Kazahstan. Adică tu vrei că după 2 ani de Cupa României în care nimeni n-a înțeles nimic să vină cu alt sistem, da, iar să nu înțeleagă 2 ani nimeni. Da. Mă pregătesc ca lumea, o să le fac un proiect ca lumea. Și cu cât e mai de neînțeles, cu atâta așa îl duci, atâta îl pui practic. Și după aia o să-mi spun Hypercube după ce termin toată. Mulțumesc, domnilor, mă bucur că v-am avut invitați și mă bucur că am putut până la urmă să trăim și momente de astea. Le trăim rar așa în meseria asta, da, e bine că sunt. Să aveți o noapte liniște, la revedere!